despre premiile astea. Ne poți spune acum ce se află în premiu sau e surpriză, secret? Da, premiile vor consta în bani. 2000 de lei, 1000 de lei, 500 de lei pentru adulți. Bani care ajung în posesia celui care concurează. Da. De mic copil am călătorit foarte mult. Apoi, crescând mai mare, tot călătorind, am început să îmi dau seama despre cum sunt oamenii și despre multe nevoi ale oamenilor. Astăzi suntem aici ca să discutăm despre una din nevoile mari ale oamenilor din vremea noastră. L-am împreună cu mine pe fratele Florin Vatamaniuc, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația să vină aici și să ne spună despre importanța unei mari nevoi pe care o avem noi, tinerii, și nu doar tinerii, și copiii și cei mai în vârstă, în vremea noastră. Florin, care crezi că este una din cele mai importante nevoi din vremea noastră? Cea mai importantă nevoie din vremea noastră este o nevoie care va trebui să o discutăm în întâlnirea de astăzi. Este o nevoie a sufletului, o nevoie a minții. Oamenii duc foarte mult munca lor în direcția să acopere anumite nevoi pentru trup, dar viața dovedește că o mare nevoie este pentru suflet. De aceea, din partea editurii Little Lamb, am venit în această zi, aici la Biserica Sfânta Treimii, într-un cadru foarte frumos între cărți, la Vico, să avem o discuție despre această nevoie care este neglijată, dar este una dintre cele mai valoroase nevoi. Și aș vrea puțin să dezvolt această idee legată de nevoia de a-ți hrăni mintea, sufletul cu anumite informații puternice, informații de care ai nevoie și nu numai atât, să te inspire pentru viața de credință, să nu-ți pierzi speranța, să ai credință. De multe ori poți să ai foarte mulți bani, poți să ai foarte multe relații, dar care să nu-ți dea speranță, în contra, să dea frică, cum să am grijă de bani, cum să fac anumite lucruri. Dar ca să știi cum să faci, ai nevoie de anumite informații. De aceea, cred că mai mult ca orice, este foarte important să punem accentul echilibrat, nu doar pe nevoia trupului, ci și pe nevoia sufletului. De aceea aș vrea să discutăm un pic despre un proiect util pentru generația de astăzi și o metodă la îndemâna oricui. Și urmează întrebarea care mă frământă pe mine și cu siguranță te frământă și pe tine și pe toți cei care au găsit în ceea ce voi spune valori care pur și simplu ne pot ajuta în viață și ne pot dărui un sens nou și binecuvântat. Se mai citește astăzi? Mai sunt oameni care caută cărți, caută articole pentru a le citi și pentru a-și face chiar un hobby din această activitate? Am găsit un răspuns la întrebarea asta foarte interesant. Unul dintre autori spunea la un moment dat, da, se citește, era pe eticheta de la Coca-Cola sau pe alte lucruri de genul acesta, toți oamenii citesc să știe ce să cumpere, să știe ce să facă, dar din cărți mai puțin. Sunt unii care sunt pasionați, nu sunt de neglijat, care citesc chiar foarte mult și sunt deschiși, dar dacă aș lua în calcul varianta că noi în Europa suntem cam pe penultimul, ultimul loc la lectură. Și acum te întreb de ce România și din punct de vedere al prosperității este așa din spate. Dacă ai face o corelație cu aspectul acesta că toți cei din Europa sunt cu un pas în fața noastră și noi din Europa suntem printre ultimii la lectură, cred că s-ar putea scoate de aici o idee. Și chiar soția mea a editat un material care spunea în felul următor: un copil care citește va fi un adult care gândește. Este foarte important să fim atenți la lucrul acesta, că chiar dacă unii neglijează, alții sunt care citesc și este extrem de important
această practică a lecturii. Florin, dacă ar fi să amintim ascultătorilor importanța și beneficiile citirii, care sunt ele? Beneficiile citirii sunt multe. În primul rând, a citi îți dezvolți un vocabular destul de vast. Te poți exprima bine, te poți exprima corect. Este primul avantaj pe care îl ai din punct de vedere al lecturării. Dacă lecturezi o lectură creștină, poți cultiva anumite valori. Sinceritate, onestitate, modestie, credință, speranță. Citești anumite întâmplări, situații de genul acesta care te inspiră. Dacă te aprofundezi în diferite lecturi mai științifice, poți să ai un bagaj de cunoștințe foarte ridicat și să procesezi anumite informații. Cititul mult te ajută la un moment dat să poți avea un laborator de idei personal. De exemplu, învățându-te să citești mult, știi să analizezi foarte multe idei, păreri și pe lângă toate acestea, cu timpul, când ajungi poate să ai o poziție undeva, să conduci o anumită organizație sau la serviciu să ai un rol în care să citești rapoarte, vei putea să citești foarte rapid rapoartele și le vei putea analiza într-un mod foarte rapid. Vei putea fi mult mai eficient din punctul ăsta de vedere. Apoi cititul te face să fii mai creativ. Îți inspiră, aduni idei, știi cum să reacționezi, ai informații din urma cititului și te ajută. Apoi oamenii de știință au făcut diferite experimente care au spus în felul următor, odată ce cu cât citești mai mult, cu atât scoarța cerebrală, neuronii se dezvoltă. Nivelul de inteligență, IQ, se dezvoltă. Și sunt încă multe alte lucruri pe care le poți dobândi în urma lecturii. Dar cel mai important este că poți să aduni niște valori în suflet. De exemplu, curajul. Citește o întâmplare de a lui David, să presupunem, în care ești captat de felul cum a lucrat David, cum și-a pregătit maniera, cum Dumnezeu i-a dat izbândă. Când vei fi și tu într-o situație de strâmtorare, vei spune, poate Dumnezeu va lucra cu mine ca și cu David, dar ai o idee de unde să te inspiri. Dacă nu ai idee de unde să te inspiri, atunci nu vei mai putea să ai speranță. Apoi un mare avantaj al cititului este că te poate liniști. Este extrem de clar lucrul acesta, odată ce citești, devii mai liniștit, îți liniștești temperamentul. Foarte mulți oameni care citesc, marea parte dintre ei, scapă de depresie. Era și un studiu, aproximativ 40% dintre oamenii care iau și citesc nu mai au depresie. Apoi o altă problemă care rezolvă este că odată ce citești poți să adormi mai ușor. Sunt mulți tineri care gândesc, își fac tot felul de idei, persoane nu știu cum să adormă. Pune mâna pe o carte, citește o oră, nu știu dacă a pus citește o oră și adormi cu cartea în mână. Sunt niște terapii foarte ieftine care te ajută și în același timp ai multe alte câștiguri. Aș putea enunța zeci de motive care și puteți citi pe internet, dați o căutare care sunt efectele asupra cititului. Însă Domnul Iisus Hristos s-a remarcat în vremea Lui și spune Biblia că la un moment dat a scris pe pământ ceva. Asta înseamnă că Domnul Iisus chiar s-a preocupat de domeniul acesta al educației și ca să scrii pe vremea de atunci nu oricine putea. Faptul că Domnul Iisus a scris pe pământ, că nu avea cărți, nu avea altceva la îndemână, capacitățile pe care le avea la vremea de atunci erau niște capacități limitate. Asta dovedește că Domnul Iisus a fost cu un pas în față și chiar la un moment dat în Luca, capitolul 2, la final apare acolo expresie că Domnul Iisus creștea în înțelepciune. Vorbea cu ceilalți din conducerea de atunci a sinagogii, punea întrebări.
Și știa să răspundă și ceilalți erau uimiți. De ce erau uimiți? Deoarece le-a avut un timp când a stat, a auzit, a ascultat. S-a pregătit, a avut un anumit timp de pregătire. Și cred că generația de astăzi s-ar putea fi mult mai câștigată, am putea să facem niște pași foarte mari dacă vom ține cont de beneficiile citirii. Dar totuși, Florin, mă gândesc că fiecare tânăr, și nu doar tineri, și oamenii mai în vârstă, toți au în ei instinctul de a fi oameni buni, oameni pregătiți, de a pune întrebări bune și de a da răspunsuri bune. Și de ce nu? De a dormi bine, de a avea o viață normală și o viață echilibrată. Dar totuși, oamenii continuă să facă o mulțime de activități care exact sunt contra la aceste aspirații. De exemplu, prin faptul că oamenii se uită mai mereu la videoclipuri în loc să citească, asta aduce lucruri negative în mintea oamenilor și în viața lor. Și totuși, oamenii continuă să facă lucrul ăsta. Din ce cauză și care ar fi un remediu? Sau există o portiță de salvare? Există o soluție de rezolvare la situația aceasta, clar. Asta este și tendința lumii de astăzi, încât imaginea să-ți distragă atenția la adevăratele valori. Totul este cosmetizat foarte bine, toți cei care sunt și apar în imagine sunt foarte bine, spunem noi așa, îmbrăcați, pregătiți, arată o altă înfățișare, dar realitatea este alta. Atunci oamenii sunt înclinați să se uite ceva, să vadă, să-i amuze, din cauza faptului că nu s-au pregătit suficient, nu vor să se complice, oamenii preferă să primească tot de-a gata. Dar cine livrează cel tot de-a gata, livrează cu anumite intenții. Și unii dintre ei care fac superficial livrează doar ca să aibă un volum, unii livrează ca să-ți ducă gândul într-o parte. Haideți să facem o mică paranteză. Este cartea Harry Potter, a doua, a treia carte din lume, cea mai citită pe lângă Biblie, care este foarte mult fantezie, vrăjitorie și lucruri de genul acesta. Foarte mulți oameni preferă să urmărească filmul Harry Potter și apoi pe lângă film mai se citesc unii dintre ei sau marea parte citesc, dar oamenii sunt mai mult deschiși să ia și să urmărească un film și un film care are o intenție străină, de exemplu Harry Potter, care nu te încurajează să te apropii de Dumnezeu, din contra, el te încurajează să te apropii de ceea ce Satan vrea să facă. Și atunci problema se pune în felul următor. Ce informație primesc? Primesc o informație video, o informație care poate să mă ajute într-o măsură, nu desconsiderăm și lucrurile video care sunt, dar poți să primești o informație mult mai densă, care te poate pregăti pentru viață, citind o carte. Să nu uităm aspectul celălalt. Video este bun, exact ca și o mâncare, exact ca și orice altă preocupație, numai să nu creeze dependență. Dacă eu stau jumătate din zi, 2, 3, 4 ore pe telefon și nu mai am timp de mine, nu mai am liniște, nu mai am alte perspective, video mă stimulează cum să-mi cumpăr, cum să-mi fac anumite lucruri, devin cu o viață zbuciumată. Dar, de exemplu, să presupunem, zic, domnule, voi sta pe telefon doar jumătate de oră, un sfert de oră pe zi, voi lua o carte și voi citi o oră pe zi și apoi voi munci la visul meu, la gândurile mele, mai mult. Cum ar arăta o viață de genul acesta? Imaginează să stai o oră din telefon, din timpul care folosești pentru telefon, și să aduni 360 de zile, 360 de ore. Ai putea citi cel puțin vreo 30-50 de cărți. Dacă în vreo 10 ani de zile vei putea fi pregătit ca și unul care are cel puțin o diplomă importantă, dacă nu chiar doctoratul. Asta înseamnă, de fapt, avantajul este să schimbi un pic focusul de la video și să încerci să investești în tine. Video te poate ajuta, sunt multe trucuri care te pot ajuta, dar în același timp este și marele pericol că te creează dependent.
La un moment dat nu mai poți fără telefon, nu mai poți să ai un timp de liniște, un timp cu tine, tot trebuie să îți astâmpări setea cu diferite informații. Creierul tău este supra-solicitat, este exact ca și un procesor, ca un calculator care îi dai zeci de funcții și se încălzește la maxim aproape să crape din cauza că tu îl pui să proceseze. Informația într-un clip video este aproximativ în 20 ceva de cadre pe secundă. Tu când citești o carte, ai mai puține cadre, 1, 2, 3 cadre care le ai, creierul tău nu este așa de tare solicitat. Pe când dacă urmărești un video, ești de vreo 20 de ori mai solicitat. Acumulezi foarte multă oboseală, acumulezi foarte mult trudă și atunci trebuie să fie un echilibru în viața creștinului. Spre exemplu, hai să dau experiența mea, Florin. Eu mi-am dat seama de lucrul ăsta când eram mai mic, în trecut. Citeam o carte sau citeam din Biblie experiențe cum Domnul Iisus pleca pe sate sau când era cu barca pe mare, trecea cu ucenicii partea cealaltă și întotdeauna mi-aduc aminte, mi-a rămas pur și simplu imprimat în mintea mea filmul pe care mi l-am făcut eu în urmă ce citeam. Adică nu mi-au rămas neapărat cuvintele așezate, cum sunt așezate în carte, cuvânt după cuvânt. Nu, mi-a rămas un film sau un videoclip care mi l-am făcut eu, mi l-am creat eu. De altfel, videoclipul cred că e gata procesat atunci când privim un videoclip. Și mintea noastră procesat și automat și modificat și te face să crezi ceea ce vrea să creadă cineva, cum cineva și-a procesat, cum gândit, nu cum mi-ar place mie să-mi imaginez și cum cred eu că ar arăta mai realist. Și atunci intru în niște tipare în loc să am eu propria mea idee. Și atunci, de fapt, sunt un copiist, nu sunt original. De fapt, cum a gândit altul, mă face să gândesc și eu. Da, și prin faptul ăsta, vezi ce adâncă e strategia. Pur și simplu îți ia dreptul de a gândi și de a te manifesta în felul cum ești tu și cum vezi tu lucrurile. Și la un moment dat spui, păi așa e ok, așa trebuie. Și chiar nu e așa, chiar nu e aia realitatea. Și poate noi ne întrebăm, păi, dar de ce persoana asta gândește așa? De ce răspunde așa? E simplu, e alimentat, de fapt, de altcineva care îl ajută ca să gândească în felul ăsta. Și poate, de multe ori, ne pierdem pur și simplu dreptul ăsta de a avea părerea noastră. Exact. Și noi spunem, nu, n-am pierdut dreptul de a avea părerea mea, pentru că eu acum mă ridic și spun în orice grup, ori și unde sunt, ceea ce cred. Dar de fapt nu crezi tu chestia aia. Și o crede altcineva, o crezi tu altcineva înaintea ta, o construit-o, o format-o și ți-o dăruit-o și apoi tu o duci mai departe. Acum mi-a adus aminte despre o experiență asemănătoare cu a ta. Un personaj foarte important din istorie, Ben Carson. Povestea lui de viață care a început-o e foarte interesantă să o urmăriți. Ben Carson a fost primul neurochirurg care a luat și a făcut o operație, a împărțit doi copii care erau lipiți, dar înainte de a face lucrul ăsta, când era copil, a ajuns până aproape să fie dus la școala de corecție, era să-l omoare pe un copil, avea doar o mamă, erau foarte amărâți. Dar mai s-a zis, domnule, nu știu nimic altceva, zic doar voi trebuie să citiți. Și tu toată ziua primea să citească și spunea ce, hai că vin să te urmăresc să văd ce ai citit, ce citești. Dar mai s-a nu știa să citească. Și el nu știa că nu știe mai s-a să citească. Și totuși că citeam, Ben care s-a ajuns acum atât de dezvoltat, oferă câte 5.000 de burse pe an de lectură și nu doar de lectură, de burse pentru studenți. A fost cel care a candidat la prezidențiale înaintea lui Trump, să zicem, de fapt el a pregătit locul lui Trump și a influențat extrem de multe vieți, datorită faptului, spunea el, că mama a știut să mă încurajeze să citesc la momentul respectiv. Deci eram un copil, nu mai găsea soluții pentru mine, foarte energic, foarte rău. Deci de când am început să citesc, deci viața mea s-a schimbat. Și atunci, deci, din unul care că nu mai aveam loc în societate, deci am ajuns acum să fac loc la mulți alți în societate, să spun, există o soluție pentru situația asta. O poveste de viață și a scris foarte multe cărți și el, foarte interesante și utile pentru noi.
Dacă am înțelege beneficiul care ne l-ar aduce, pur și simplu faptul că seara, când avem timp liber, lăsăm telefonul, lăsăm videoclipurile scurte, lăsăm Facebook-ul, Instagram-ul pentru puțin timp, într-un mod constructiv, ca o mică parte din acel timp să îl dedicăm cititului. Și acum nu vreau să neglijez, foarte important este în primul rând cititul Bibliei, să fie într-o doză consistentă, dar în același timp și alte cărți care îi pot ajuta. Biblia e foarte importantă, numai că e foarte densă și ai nevoie de un anumit suport ca să poți înțelege Biblia, să-ți fie utilă și să poți să fac cum trebuie. Și de asta e foarte important să îți produci așa o masă variată de lecturi. Acum, Florin, când am înțeles despre importanța cititului și despre această mare valoare care ar putea fi adusă în viața noastră, spune-ne despre noutăți, despre ce am putea citi, despre ce concursuri sunt, dacă sunt, ca să fim stimulați și să ne putem băga mai adânc în această acțiune. Vreau să spun că întotdeauna mi-am dorit să existe anumite provocări pentru tineri, în mod special copii și toți ceilalți, dar n-au chiar suport așa de bun. Acum, datorită faptului că sunt responsabil de o editură și nu doar de asta, multe alte activități pe care le am, mi-am dat seama că e foarte important să existe materiale la îndemâna copiilor și celorlalți, că degeaba îi spui la copil să citească dacă nu are ce citi. Noi la Little Lamb avem diferite cărți pentru diferite categorii de persoane. Mai ales în ultima vreme am început să luăm și să publicăm destul de multe cărți utile, toate care să fie, să spunem așa, într-o măsură cenzurate. La ce mă refer cenzurat? Mă refer la faptul să fie ceva constructiv, să aducă niște valori în viața persoanei, cum am spus, muncă, hărnicie, dăruire, ajutor, speranță, onestitate și ne-am simțit nevoiți să încurajăm latura aceasta și să oferim diferite materiale. Noi am avut multe cărți, una dintre cele mai noi cărți pe care le-am scos este Tipograful lui Udă, un tânăr ca și mulți alți tineri care nu-și găsea locul în societate din cauza că nu putea intra pe piața muncii. Au multe probleme, dar interesant este că tânărul acesta, când a prins și cum Dumnezeu a lucrat ca să prindă o oportunitate să intre pe piață, a făcut o revoluție. Însă și președintele Ronald Reagan a zis foarte clar: cartea aceasta merită să fie pinoptiera mea, este un exemplu, un model de urmat. Cartea Tipograful, una dintre cele mai noi apariții frumoase, care pot inspira diferiți tineri. Apropo, am citit-o și eu, aproape o termin acum, mulțumesc pentru cadou și o recomand din toată inima. Seara de obicei citesc și mi-a rămas, aș putea să-ți împărtășesc multe fraze și idei sau acele videoclip care mi-a rămas deja în minte despre Udel și despre povestea care e în carte. Da, o poveste provocatoare, zic eu, pentru fiecare dintre noi. Sunt multe cărți, ca de exemplu Alergător spre Cer, o istorie a unui frate care a dus creștinismul în zona de est, foarte interesantă, ca și un Richard Burban, dar fără prea multe publicitate făcute. Băieți de caracter care au schimbat lumea, care nu au renunțat niciodată și care au devenit oameni de onoare, niște povești de viață care, mai mult decât povești, niște biografii de viață care chiar îți pătrund până la suflet și multe alte cărți. Puteți intra pe littlelamb.ro și puteți observa diferite cărți, puteți să ne consultați, sunați, puteți veni într-o vizită. Avem un catalog aici făcut frumos cu diferite cărți pe categorii pe care le avem. Dar cel mai interesant este că mi-am dat seama că ca să citești, ai nevoie de diferite stimulente.
ai nevoie de un anturaj, câteodată cineva să te încurajeze, o familie, câteodată lipsește lucrurile acestea, ai nevoie de anumite resurse financiare și trebuie să iei din altă parte și ai nevoie de o răsplătire, adică să zicem de o recompensă care să vină. Și atunci am gândit un proiect care să stimuleze lucrul acesta, un concurs Comori Alese se numește, în care fiecare să-și înceapă a construi o mică bibliotecă acasă, să facă o investiție minimă. Atunci am zis, domnule, toți să își achiziționeze care vor niște cărți, minim de 100 de lei, am zis, așa să fie un stimulent. Și am zis că vom realiza și un concurs. Toți cei care își achiziționează, pentru fiecare leu investit, va lua un punct. Dacă va face o recenzie, o prezentare a cărții respective, va mai lua 5 puncte. Dacă, de exemplu, comanzi de 100 de lei, 100 de puncte. Și am pus niște premii în valoare de vreo 10.000 de lei, care vor putea să fie accesate de cei care iau hotărârea să citească. De ce nu am făcut gratuit? De cele mai multe ori oamenii nu prea zic, a, e ceva gratuit, e ceva fără valoare. Noi asociem valoarea de bani. Dacă investești în ceva, noi am investit într-o casă, asta e valoroasă, are valoare sentimentală, are valoare de piață. Dacă am investit într-o carte, am dat un ban, merită, trebuie recompensată munca a celor care au tradus-o, care au scris-o, care au legat-o, multe etape care sunt, care au aranjat-o. Și atunci trebuie să existe și anumite păr de genul acesta acoperite. Dar dacă ești un om silitor, un tânăr, un copil, este departajat așa pe categorii. Dacă ești un părinte responsabil și vrei să încurajezi copilul, dacă ești un părinte responsabil sau vrei să fii un părinte responsabil, să investești în copilul tău, să nu devină dependent, să nu mai știu cum să-l scap. Aveam ceva cunoștințe și spuneam în felul următor că tot îi vin la consiliere persoane. O ședință de consiliere înseamnă 100 de lei pentru un copil, asta înseamnă o oră. În loc să plătești o carte care înseamnă 10-15 lei, și poate citi câteva ore și copilul să se disciplineze și nu mai aibă probleme. Să nu ajungă în punctul în care să aibă nevoie acesta de nevoie de consiliere, exact. Atunci, mai bine faci investiții de genul acesta. Poți să dai și la generația următoare sau la alții. Ai citit cărți respective, le vinzi la un preț mai redus, dai un cadou sau ceva la rândul tău. Și vei putea inspira pe mulți alții în direcția aceasta. Și de aceea zic că concursul acesta Comori Alese a avut scopul acesta. Din contra, ne-am și propus să dăm și noi o parte a Domnului din venitul ăsta, dacă va fi. Și deja am început și în avans, înainte de a veni, să mai creăm anumite biblioteci, chiar pentru zone care nu au posibilități. Pentru biserici, oameni care sunt responsabili, vor să facă mai mult și susținem într-o măsură lucrul acesta, dar în zone defavorizate, care chiar nu au posibilități deloc și sunt foarte săraci și au nevoie. Comori Alese, sună tentant, dar spune-ne, Florin, dacă cineva vrea să intre în concursul ăsta, dar nu este de aproape de lângă biblioteca Little Lamb sau de lângă tipografia Little Lamb, cum ar putea să facă? Se poate pe site, prin mediul online? O să punem un link în descriere. Ce posibilități sunt? Da, e foarte la îndemână că este greu cu adevărat să te duci undeva să citești, dar poți să ai sala de lectură acasă. Pe littlelamb.ro avem o librărie online. Acolo este și un număr de telefon. Vom și afișa și în descriere la clip numărul de telefon unde se poate comanda. Se poate comanda un catalog dacă se dorește să se vadă mai multe detalii, dacă cineva nu are acces la internet sau alte mijloace de genul acesta. Se poate comanda și telefonic. Acolo avem și un regulament, tot pe littlelamb.ro concurs,
în care se poate intra și se poate vedea regulamentul pentru acest concurs. Oricine își poate procura, se poate livra. Comenzile care sunt mai mari de o anumită sumă de 150 de lei sunt și gratuite transportul, este și gratuit transportul și este foarte facil, sunt și anumite campanii de reducere, se pot obține multe avantaje și un lucru foarte important este un părinte sau oricine, un lider sau persoane care înscriu 5 persoane în acest concurs va primi un voucher în valoare de 20% din comanda care este pentru cei 5. Și atunci poate fi un pic stimulat și încurajat și cel care face să aibă anumite beneficii. Dacă ești un lider, dacă ai în jurul tău oameni, tineri, pe care oarecum îi influențezi, folosește ăsta 20% pentru tine. Așa că avem posibilitatea, în link o să găsiți toate informațiile care o să le punem acolo, o să intrați pe site-ul Little M și o să puteți culege toate informațiile de care aveți nevoie. O întrebare, Florin, se trimite oriunde în țară? Oriunde în țară și avem chiar și în străinătate câteva puncte în care putem trimite, nu doar în țară. Nu există limite din punctul ăsta de vedere și avem o gamă mai variată. Chiar noi ne propunem încetul cu încetul să luăm și la alte edituri, deja avem cel puțin de la una. Cărți foarte importante, gen George Muller, bibliografia lui, cum omul acesta a crescut 4500 de copii doar prin rugăciune, Dumnezeu i-a pregătit într-un mod extraordinar, mai mult decât o situație de film, viața lui și este de fapt un jurnal al lui, al vieții de trăire și ne propunem să avem o gamă suficient de variată de a susține lectura pentru orice categorie de vârstă. Readuc puțin, spuneai despre niște puncte care se pot câștiga de către cei care cumpără sau intră în concursul Comori Alese. Ce pot face eu cu punctele respective? Pentru a putea primi un premiu care va fi dat la finalul iunie, până pe 10 iunie este acest concurs, atunci ca să se departajeze concurenții care se înscriu în concurs, este în funcție de punctajul acumulat. Punctajul care este scris în regulament, cum se obține, dar într-un mod special se obține dacă investești în cărți și apoi în recenziile care le poți trimite. Fie că ai internet, dacă nu ai internet, într-un SMS, într-un scris de mână și fotografiat și trimis pe WhatsApp la numărul telefon și noi vom centraliza toate acțiunile acestea și în funcție de punctajul care există vor putea fi premii de la 2000 de lei până la 50 de lei. Dar despre premiile astea ne poți spune acum ce se află în premiu sau e surpriză, secret? Da, premiile vor consta în bani. Marea parte dintre ele, doar unele vor fi vouchere, dar primele premii vor fi valoare bănească. 2000 de lei, 1000 de lei, 500 de lei pentru adulți. Bani care ajung în posesia celui care concurează. Da, în posesia celui care adună punctele cele mai multe și care se va dovedi că iubește cărțile și se poate să aibă o investiție de 2, 3, 400 de lei, dar să primească 2000 de lei. Și de fapt este câștigat dată și prin lectura pe care o parcurge, câștigat că își ia și investiția și apoi câștigat că va mai primi și deasupra. Cine are se mai dă ca din Biblie, pilda. Sună bine concursul ăsta. Deci se cheamă Comori Alese. Vă încurajăm, dragilor, ca să vă băgați în acest concurs, să fiți acolo primii care să puteți concura și cu siguranță, pe lângă faptul că veți investi în voi, pe lângă faptul că veți pune întrebări bune și veți da răspunsuri bune, pe lângă faptul că veți fi tineri, tinere, oameni dezvoltați cu o cultură remarcabilă, cu un bagaj de cunoștințe care să ajute la un moment dat pe alții. Și de ce nu? Să te ajuți și tu pe tine, că în primul rând, prin faptul că aduni cunoștințe și
citești, te ajuți pe tine. Apoi, e de preferat să ajungi și pe alții prin cunoștințele pe care le aduni. Iar acum, în cele din urmă, avem o provocare pentru voi de moment, acum, în care te poți băga. Înainte de concurs, de concursul Comori Alese, care cu siguranță știu că ești tentat și te vei interesa mai mult, dar provocarea de moment este în felul următor. Să lași într-un comentariu cartea care te-a inspirat cel mai mult, cartea pe care ai citit-o și ai simțit că ți-a dat un impuls, o motivație în plus. Lasă în comentarii și spune două cuvinte despre acea carte, ca și alții care vor citi aceste comentarii să fie inspirați de acele titluri de cărți, poate care la rândul lor se confruntă cu aceleași nevoi ca tine și vor lua și vor citi acele cărți. Acum mă gândesc și la faptul cei care n-au citit au provocarea acum timp de o lună să caute pe littlelearn.ro să selecteze o carte sau să meargă la bibliotecă, citească o carte, două, să poată avea și ei să împărtășească o idee care i-a marcat și să facem un experiment, să reducem din timpul telefonului, din timpul celor care ne folosesc timpul nostru și să alocăm o oră pe săptămână, câteva minute pe zi, poate, în care să citim și după o perioadă de o lună de zile să vedem care este viața noastră și ce s-a întâmplat. Așa că nu uita, notează în comentarii, intră pe site, caută-ți o carte, citește-o, dar cel mai important nu uita despre concursul Comori Alese, care este pus la dispoziția ta. Mulțumim că ai stat cu noi până acum. Fii binecuvântat. Pe curând!